Eu trebuie să mă duc la serviciu, îmi pierd locul de muncă, părinții mei lucrează, nu pot să vină. La fel și la mine, părinții lucrează. Și degeaba fac promisiuni de șapte, că de 5 ani de zile fac promisiuni de șapte. Am venit alaltăieri din concediu, am aflat în concediu că am fost respins cu copilul la o creșă, deși aveam punctaj maxim și nu mi se pare normal că copilașul meu care împlinește peste 2 luni, 2 ani de zile să nu aibă loc la o creșă într-un oraș european. De 5 ani de zile, media copiilor rămași pe din afară, cu ghilimele de rigoare, care nu, practic nu au loc la creșă în sistemul bugetar, e de peste 500 de copii și implicit familie. Anul ăsta sunt peste 900, aproape 1000, 900 și ceva, aproape 1000 de copii. Și ce aveți de gând să faceți astăzi? Asta vreau să vă zic, că noi am făcut un manifest, am avut o inițiativă pe Facebook. Oamenii se plângeau că nu mai e nimic de făcut pentru că li s-au promis creșe și practic e exagerată treaba asta să se construiască creșe până în septembrie, când începe anul nou preșcolar, să zic așa. Și nu credeți același lucru? Nu, adică n-ai cum fizic să construiești creșe dacă nu le-ai construit în 5 ani de zile. Dar asta nu e o problemă. Problema e în felul următor. Trebuie să subliniem dramatismul situației, să înțeleagă și întâiul nostru gospodar, domnul primar, că e vorba de comunitatea locală care l-a ales, e vorba de 950 de familii care suferă efectiv și stau într-un stres continuu, pentru că trebuie să înțeleagă că noi trebuie să găsim alternative din moment ce nu avem locuri la buget și baiul care îi, că nu mai sunt locuri nici la privat, pentru că creșele în privat sunt foarte puține. Grădinițe sunt foarte multe. Ei bine, la grădinițe te acceptă de-abia după 3 ani de zile. Noi ce facem până la 3 ani de zile? Noi trebuie să ne întoarcem la serviciu, ori apelăm la bunici, ori apelăm bunicii și ei lucrează, ori apelăm la bone, nu poți să ai încredere în ele. Dar ce fac, Doamne iartă-mă, sunt 800 și ceva de, 900 și ceva de oameni, poate 800 după redistribuire, că e imposibil să redistribui mai mult de 100 de locuri la buget. Și ce faci cu 800 de copii care nu ai alternativă la ei, că nu poți să găsești 800 de bone. Și până la urmă, că tot e sporul natural negativ și am insistat să facem copii, că milităm pentru natalitate pozitivă și vrem să procreiem, că ăsta e rostul unei familii și așa mai departe și uite, suntem frustrați că nu avem unde să le dăm. Deci dezamăgirea e foarte mare și eu nu concep că copilul meu, deși are punctaj maxim, din cauza indolenței sau nepăsării autorităților locale, nu are loc la o creșă. Din moment ce plătești anumite taxe și impozite pentru o comunitate locală, te aștepți să primești ceva în schimb. Și problema asta e o problemă reală, o problemă actuală și trebuie rezolvată. Așa cum se rezolvă alte probleme. Deci și noi trebuie să fim auziți, pentru că situația asta, repet, nu e de ieri de azi. Oamenii, nu înțeleg de ce nu sunt foarte, mai activ, pentru că doar ieșind să vorbim, să cerem o audiență, să încercăm să dialogăm, să ne spunem doleanțele, se pot rezolva. Că cu petiții online și cu ne spunem ofurile pe grupuri și așa mai departe și rămânem acolo, nu se pot rezolva multe lucruri și trebuie să ne înțeleagă primăria sau cei care sunt responsabili că nu se poate așa ceva. Eu nu concep ca băiatul meu care are punctaj maxim din cauza N motive ale lor, că nu au putut construi creșe sau nu au putut face creșe în anumite clădiri din patrimoniul lor, să nu primească un loc în toamnă, că eu nu știu ce fac. Eu trebuie să renunț la jobul meu, pentru că părinții lucrează, sau să găsesc o bonă foarte de încredere, să plătesc vreo 15 milioane, peste 1500 de lei, în contextul în care eu am un salariu de 2500 de lei și am rată de 700 de lei, ca toți mulți alții, să zic așa, și o să se întâmple. Nu există, nu se poate, eu sunt moz, vin din țara Moz, nu există, nu se poate, cuvântul ăsta nu există în vocabularul meu,
dacă se vrea se fac lucruri, se pot face lucruri ca să rezolvăm situația comunității ăstora de 800 și ceva, 900 și ceva de familii. Vreau să intrăm la audiență, să ne asculte ofurile, doleanțele și noi plătim taxe și noi facem parte din comunitatea asta și să ajungem la un numitor comun. Nu se poate așa ceva ca în anul ăsta să nu ai tu locuri la creșe pentru 900 și ceva de familii. Alea 900 și, și ceva de familii trăiesc într-un stres continuu. Nu mi se pare drept. Nu numai pentru mine, ci pentru toate mămicile care au și așa destulă bătaie de cap cu întorsul la servici după 2 ani de absență și să nu ai cu cine să lași copilașul e greu. O să renunț la job, că n-am altă opțiune. N-am altă opțiune. Renunț la job și stau acasă. Ne descurcăm cu minimul pe economie. Săruna, dumneavoastră este reprezentanta? De la... Ok, mulțumim că ați venit să ne... Ideea e în felul următor. Sunt convins că știți... Bună ziua, în primul rând. Da. Noi trăim o dramă, la modul cel mai serios, și suntem foarte stresați, pe lângă problemele inerente cu copilașii. Știți prea bine, nu știu dacă aveți copii sau nu, între 1 și 3 ani. Știți prea bine, ba nu mănâncă, ba apar ceva pe piele. Efectiv, de când s-au afișat rezultatele înscrierilor, suntem foarte stresați în contextul în care s-au respins peste 950 de copii. Deci, practic, 950 de familii... Da, știți că o parte din cei 900 vor primi locuri. Există posibilitatea, eu știu, ca să ne facilitați instalația de a intra în audiență cu domnul primar, pentru că de mâine se termină înscrierile la grădinițe și am înțeles că până pe 26 se suplimentează locurile la creșe și vreau să primim niște răspunsuri foarte asumate și exacte, pentru că e o problemă actuală. Știți prea bine contextul. Dar știți că de la toată se va mai deschide o creșă, cum s-a spus? Da, creșa aceea pe 80 de locuri. 80 de locuri. Da, vorbim de 900 și ceva de persoane, de familii care efectiv sunt stresate că nu au ce face. Anul ăsta a fost aici pentru că oamenii s-au hotărât să facă copii. Să trebuie într-un aș european și vrem să facem copii. Da, știu ce zice și în aceeași măsură știți că și orașul nostru e în extindere și tot mai multă lume. Eu vă cred. Numai că, din păcate, administrația din Cluj-Napoca nu poate rezolva problema tuturor comunelor din zonă. Și vrem să venim cu soluții, adică îți convins că, eu refuz să cred că există, nu se poate face ceva, pentru că există pârghile necesare la dumneavoastră ca și aparat de specialitate, aveți atâtea clădiri în patrimoniu pe care le puteți amenaja până în septembrie, că aveți, există timp berechet să obțineți avizele necesare pentru că aveți... Ce bine ar fi să fie așa de simplu. Păi e simplu pentru că dumneavoastră faceți lucrurile astea, nu dumneavoastră faceți, dați legile. Nu puteți să faci legile. Noi m-am hotărât de Consiliul Local. Păi asta e chestia. Trebuie să se simplă legii. Păi da, hotărât de Consiliul Local, din moment ce ați administrat anumite clădiri în patrimoniu, faceți ce considerați dumneavoastră de cuvință cu ele, prin hotărâre de Consiliul Local, nu? Nu orice clădire, din păcate, se întâmplă. Dar, doamnă, și eu ce fac din septembrie atunci? Vă întreb. Nu vrem scandal, nu vrem să încurcăm pe nimeni. Eu ce fac din septembrie dacă nu o să știți că e greu? Dar și noi vrem soluții, că ne arde pe... Acum, nu peste 5 ani, se mai construiește... Până la urmă și noi plătim taxe și impozite, să facem parte din comunitatea asta. Nu e normal să fim tratați cu atâta indolență și nepăsare. Gracias.